altă parte, însă vorbeam cu domnul Mădălin mai devreme, care m-a întrebat ce mai face tânărul actor din familia mea, pentru că, iată, la Teatrul Metropolis, după 5 luni de zile în care a studiat la Academia Studiilor Buftea, a fost un spectacol, s-a numit Zona. Ioana Brumare este cea care a coordonat grupa și am avut poate cele mai frumoase emoții pe care puteam să le am. Mă întrebați de când am plâns ultima oară, eu și Ioana, hai să vedeți când am plâns. Asta am plâns pentru că orice alăturare, adică orice asemănare cu faptele reale este implicită și n-am cerut să primesc omagiu din partea copilului, dar l-am primit. Doamne ajută, mulțumim să aibă noroc și mulțumim celor care l-au ajutat să evolueze. Și atâta mai spun și eu, îmi dau seama ce simți tu când eu am trecut acum cu sărbarea asta de final de grădiniță, primul an de grădiniță și au fost la Constantin Tănase acolo pe scenă să cânte două chestii și să-i vezi că zic acolo. Deci îmi dau seama cel mai e scalată, da, povestea asta la nivelul vârstei. Mai bine, el având foarte multe copii să disipează, mulți copii să disipează, are și nepoți, dar are doi băieți care sunt tocmai în Emiratele Arabe Unite. Dar se întorc mâine.
să vin acasă, pe vacanță, nu? Și vin la tine. Desigur. Dar vreau să spun și eu o chestie. Aveam 12 ani și ceva, și jumate, când am cântat prima oară, când l-am dirijat prima oară pe tata, ca solist. Ce tare! Și după ce s-a terminat concertul, tata a plâns pe scenă. Deci nu că da. Ne-am dus în culise sau știu eu, în vestiar. Și mi-aduc aminte că pe mine mă pufnea plânsul de nu știam ce să fac, că puteam să plâng și eu. Și că l-am lăsat pe el, l-am bătut pe umăr și lasă tata că mai facem de-astea. Doamnelor și domnilor, este un moment foarte frumos, așadar iubiți-vă copiii, iubiți-i pe cei dragi. O să luăm o pauză de publicitate, o să le mulțumim distinșilor mei invitați pentru că e foarte clară treaba. Domnul Mădălin are treabă înainte de meci, spre deosebire de domnul Cuculis care are treabă înainte de meci pentru că s-a rezolvat problema. Mai avem și alte subiecte foarte interesante. Un moment frumos de mândrie națională imediat împreună cu Andrei Păunescu și niște copii absolut senzaționali pe care o să-i vedeți, plus alte interviuri luate pe teren senzaționale. Stați cu noi, urmează o oră de excepție a emisiunii noastre. Să trăiți, unchiule. Mulțumesc. Trăiți, domnul avocat. Suntem acoperiți. Luăm publicitate.